Da. Vă salutăm, prieteni. Suntem în zona Chișinău, suntem în vizită la un prieten. Am mai filmat la el. Are 2 stupi, abia a început anul trecut. Suntem 26 februarie, vrem să vedem care e situația, cum a ieșit din iarnă. Practic am planificat și am vrut să punem și proteină, dar magazinele, cam stocul este epuizat și cred că mâine Vasea va procura niște turtă proteică și va pune. Dar vedem că Vasea a pus și turtă energetică. Vreau să vedem dacă au ceva puiet. Vedem că turtă cam doar puțină s-a luat. Așa. Vrem să vedem dacă au puiet fetele. Dacă au început ponta în zona centrului Moldovei. Suntem în capitală, suntem în Chișinău. Și aș vrea să vedem dacă au început ponta. Așa, hrana vedem că mai este, cam la jumătate a ajuns cuibul. Așa. Nu se vede să fie larvar aici. Dar vedem pe alte rame. Cam nu vedem. Așa. Zbor de curățire am înțeles că au avut. De asta vrem să punem și turtă proteică. Da, încă nu se vede să început ponta. Dar hrana este destulă. Hrana este. Nu știu, poate a început ponta la perete. Mai se mai întâmplă, dar cel puțin la această familie nu vedem pontă. Hrana iese destulă, adică dacă n-ar fi fost regină, ea ar fi intrat în stres și mâncam tot hrana, dar regina are, dar cred că de să vedem ramele mai pe marginea aceasta întâi. De obicei când intră în stres mănâncă mâncarea ca trenul. Carbonii. O, eu văd pe matcă. Вот я есть aici. Да, матка есть aici. Вот, dacă vedeți. Да. Там. Chiar aici. Este regina. Da. Deci nu ne facem griji. Dar ne uităm dacă... Da, deci e semănat. Deci a început mai pe partea dreaptă, nu de pe centru. Deci Vasea este semănat. Chiar e foarte bine semănat. Și în partea asta e semănat. Deci... Deci regina este, așa cum am zis, am văzut cum se comportă albina. Am văzut că albina se comportă bine. Și înseamnă că și... regina este. Dacă nu ar fi avut regina, le intrau în stres și mâncau tot hrana. Dar tu ai hrana
încă pentru mai mult jumătate de iarnă. Iată și hrana, aici e aproape plină. Deci aproape e plină. Să mai văd odată rama asta. Da, deci s-a mânat bine. Chiar așa, partea asta, cea jumătate, e aproape s-a mânat toată. Super, s-a început ponta, Vasi, felicitări. Dă-i un pic cu fumul, că văd că spre mâinile mele merg mulți. Dar vrei, nu vrei, el ies. Așa, deci e începută ponta și la centrul Moldovei. Deci noi am vrut să punem astăzi turta proteică, când a fost Vasile să ia, cam stocurile sunt epuizate. La magazin era pauză, la alta am sunat, nu aveau. Dar Vasile va veni, va veni mâine, da, Vasile? Uh-huh. Pune turta. Așa. Ele practic turta Vasile de asta și noi, e că ele au hrană destulă. Uh-huh. Deci asta e. S-a început ponta. Trebuie zbor de curățări au avut, astăzi el încă zbor. Așa că Vasile, turta proteică mâine, când găsești la vreun magazin, o pui și mergem înainte. Da, pune pauză, mergem la următorul. Mergem la doilea stup, să vedem dacă și el a început ponta. Așa, doar puțin o lua din turte. Așa. Direct mergem pe mieljocul cuibului, să vedem cum este aici cu puietul. Aici nu-i. Da. Asta este mai mică. Mai slăbută. Este mai slăbuță. Ai avut regină târzii la asta? Eu de mult nu găsesc. Da, regină aici. Ești? Vezi? Eu de mult pe ea nu găsesc. Hai. Вот, я есть. Еще я держа ням ингрежерам. А, что он чепу сэмни вас? Ибо. Тот он чепу дим парти аста ла тени. Угу. Да, дэч я, дэч и саманат рама аста пё парти. Аша, ну са гэди парти аста, да, ша пцэн и саманат. Айч, ши и реджина айч. Угу. Всё, ну дэч, са веди кари храна май пцэн аста. Deci, da. De pus o ramcă. Da, mai bine să pun în partea asta, că în partea asta îi... Da, las deja, oricum e cald, ele poate călători. Așa. Dau până în capăt, să aibă loc. Așa. Deci îți dai seama unii puietul, că unii mai mult albină, știi? Uh-huh.
punem o ramă așa. O să putem să o lăsăm așa sau să mai bine să o desfacem. Da, mai bine așa. Descăpășim o ramă. Așa. Și pe partea asta. Zgâriem puțin. Dar mâine Vasea pui o turtă proteică în cap. Așa. Deci și l-am mai restrâns pentru că e mai slab acesta. Două rame l-am dat după diafragmă. Așa că le dă de dat să-ți pună. Oricum mai sunt mai nopți, mai reci, știi? E bine să fie și asta. Mai vin câte o noapte, două, mai reci. Așa arăta la meteo. Și albinuțile să vină după diafragmă. Și o să-și ia miere dacă o să aibă nevoie. Așa. Punem mierea. Poți să deschizi mai mare? Da. Te rog. Glucidică mai... Așa. Așa. Deci... Cam așa, am restrâns pentru că era prea două rame în plus aici, nu era deloc albină. S-a început ponta deja și să nu fie nevoie să încălzească mai mult, am restrâns. Și e pe o ram, două, trei, pe patru rame acum, de pe șase, pe patru. Așa, cam asta e situația, a început ponta, nu este încă puiet căpăcit în zona Chișinău, dacă să comparăm zona sudului, ați văzut în videourile mele anterioare ce puiet noi avem. Deci temperaturile sunt mult mai calde și albinele cam cu două săptămâni sunt mai înainte decât zona centru, aș zice. Poate și trei, dar cred că două, sigur, suntem mai înainte zona sud. Bun, cu voi a fost Vanoc Manole în stupina lui Vasile. Am venit să vedem care e situația. Mâine Vasea va pune proteină. Sănătate și numai bine!